În vara anului 1986, în Marea Neagră, de-a lungul coastei rusești, două nave s-au ciocnit. A fost un adevărat dezastru, sute de oameni au murit atunci și știrea aceasta a dezastrului a făcut și mai mare vâlvă, și mai multe valuri, în momentul în care s-a publicat rezultatul investigației privind cauzele acestui accident maritim. Și cauzele, știți care au fost? N-a fost nicio defecțiune tehnică, radarele au funcționat perfect. Direcția navelor au funcționat perfect. Navele au funcționat perfect din punct de vedere tehnic. N-a fost nici vremea rea, ceață, deasă, furtună sau așa mai departe, ci cauzele acelui accident tragic. Știți care a fost? Încăpățânarea umană. Fiecare capitan de vas și era conștient de prezența celuilalt vas, ambii ar fi putut cu ușurință să evite coliziunea, însă fiecare a așteptat ca celălalt să-și schimbe direcția și să vireze. Și unul aștepta de la celălalt și niciunul nu vrea să cedeze. Și în momentul în care și-au dat seama cumva la pericolul la care se expun, era deja prea târziu. Această mândrie și infatuarea euului au fost întotdeauna provocări serioase ale omenirii. Întotdeauna. La un moment dat, ucenicii vin la Domnul Iisus cu problema aceasta și îi pun următoarea întrebare. Fiți atenți, în Matei 18:1 zice așa: în clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Cine e mai mare? Dorința aceasta, preocuparea noastră după poziție, după statut, în orice context ne-am aflat, vrem să știm, domnule, cine e șeful? Cine e cel mai tare? De la cel mai înalt, să zic, nivel, da, cum ar fi poate conducerea unei țări, domnule, cine e președinte? Și acolo nu e așa, că se întâmplă tot felul de lupte între partide, între candidați, pentru că vor toți să fie the number one, the boss. Nu? Până la cel mai mic nivel, apartenența de un grup mic. Și acolo sunt tot felul de, nu e așa, de frecușuri, de domnule, care fiecare ce rol are acolo în grup? Cine zice cum se face, ce se face, de ce se face? Sau chiar când vine vorba de nucleu, de bază, familia, mai ales în primii ani de căsătorie, nu, papă, dar nu fac aia, că după aia o să zică că-s blec, după aia o să profite, după aia nu știu, tot felul de interpretări, tot felul de scenarii de genul ăsta. Întotdeauna ne preocupă cine suntem în raport cu ceilalți. Și tendința noastră este să ne dorim să fim cât mai sus, să fim cât mai respectat, să fim cât mai bine văzuți. Există acest drive interior care ne mână și ne determină de multe ori să facem lucruri doar de dragul de a fi cât mai sus. Dacă nu ai uneori nimic cu ce să te impui, unii oameni știi ce folosesc? Folosesc și vârsta. Dom'le, nu spune tu mie că eu sunt mai în vârstă ca tine. Păi dacă eu sunt mai în vârstă, înseamnă că știu mai bine. Adică orice, numai să fim peste. Preocuparea aceasta, dragii mei, este strâns legată, evident, de euul nostru. Euul își va dori întotdeauna drepturi, își va dori întotdeauna locul întâi, își va dori întotdeauna promovare sau așa mai departe, da? Însă această dorință interioară, acest drive interior, a cauzat întotdeauna atât de multe certuri, atât de multe dezbinări, atât de multe răni, atât de multă suferință în relațiile dintre noi. Și dacă ne uităm, dragii mei, nu trebuie să ne uităm în lume, dacă ne uităm în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem atât de multe exemple cu privire la această problemă, da? Îl vedem pe Iosif care suferă din cauza invidiilor fraților lui, nu? Și domnule, cum adică, ce vise are ăsta de măreție să-l pună Dumnezeu? Lasă-ne cu chestia, să fie el peste noi, hai să terminăm cu el, nu?
și fac tot ce țin de ei să scape de Iosif. Sau dacă mergem mai departe, la Moise, nu, la un moment dat, sora lui, Maria, și cu Aron, fratele său, ce fac ei? Se ridică împotriva lui Moise și ce spun ei? Dom'le, dar adică numai prin Moise vorbește Domnul poporului. Păi stai puțin acum, ce, noi suntem marionete și noi suntem de decor? Adică vorba aia, avem și noi un statut, avem și noi o poziție. Ba mai mult, Moise ăsta e și căsătorit cu etiopiancă, adică despre ce vorbim noi aici? Numai el, numai prin el vorbește Domnul. Și cauzează Maria cu Aron așa o problemă mare în popor, o tensiune în popor, și să mai alege Maria și cu o lepră în urma acestei rebeliuni interioare ale ei. Sau mergem mai departe și vedem, nu, clasicul episod Tom și Jerry din Biblie, da, Saul și David. De la ce a pornit toată treaba asta? Păi când au venit ei de la luptă și când a început poporul să cânte, Saul a nimicit miile, dar David zecile de mii, opa, stai puțin, dintr-o dată Saul, bă, dar stai un pic, că eu-s regele. Păi cum adică, pe David îl onorează mai mult decât pe mine? Aoleu, nu-i bine. Deși când a venit David în cort la Saul, nu a fost bine, că stătea și el, numai că el stătea în cort, oștirea stătea pe câmpul de bătălie, dar toți stăteau cu capul plecat și luau bobârnace de la Goliat și toate blestemele pe care le aruncau, nimeni nu îndrăznea să-i zică nimic. O fost bine când a venit David atunci. Dar acum când era vorba de glorie, că ori câștiga bătălia, toată lumea vrea un pic de glorie. Și cât mai multă glorie și cât mai sus să fie, eu am omorât pe cei mai mulți filisteni. După aia toți erau grozavi. Sau dacă ne uităm la Daniel și colegii lui de muncă, când află colegii lui de muncă că vrea împăratul să-l pună pe Daniel peste ei, gata a fost. Nu au mai fost prieteni. Nu l-au mai chemat la McDonald's. Nu? Ce au zis? Bă, Daniele, cine ești tu, adică să fii? Stai numai un pic că te rezolvăm noi. Și au început să caute. Fiți atenți, ei în loc să-și facă treaba, au început să caute prin documentele Imperiului, să vadă, bă, n-au făcut ăsta niște mișmașuri, niște greșeli, să-l dăm în gât, să-l pierdem pe Daniel. Întotdeauna această dorință a eului de a fi cât mai sus, să nu fie altul peste mine, să nu-mi zic altul ce să fac, cum să fiu, cum să mă comport. Te uiți în Noul Testament, vezi un exemplu bun. Biserica din Corint, asta era fragmentată total. Ziceau unii, zice, noi suntem cu Apollo, ăsta e tare de tot, mă, ăsta e predicator de la, carismatic, are milioane de vizualizări pe YouTube. Ăsta e cel mai tare, noi suntem cu Apollo. Veneau ceilalți, zice, voi sunteți cu Apollo, noi suntem cu Pavel. Ăsta e teolog profund. Uită-te la ce epistole scrie. Uită-te la misiunea pe care o face omul ăsta. Fai, câte biserici o plantat. Ăsta e omul nostru, noi suntem cu Pavel. Alții au zis, bă, o fi voi cu Apollo, cu Pavel, dar noi suntem cu Chifa, cu Petru. Ăsta e the boss. Iisus a zis că el va fi cel care va conduce biserica, așa că noi suntem cu șeful. Fiți voi cu cine vreți, dar noi... Și bine că mai erau și unii care au scris cu Iisus. L-au băgat și pe Iisus. Unii au zis, bă, dar mai există și Iisus. Hai să fim câțiva și cu El, să nu dăm rău de tot, că suntem creștini, nu? Totdeauna aceste diviziuni, aceste separări, aceste probleme cauzate de dorința noastră interioară de a fi cât mai sus, de a fi cât mai bine văzut, de a fi cât mai number one și... De multe ori când ne uităm la exemplele pe care vi le-am dat, nu e așa că tendința e să te uiți și să zici, băi, cum au putut oamenii ăștia să facă așa ceva? Cum au putut ei să se comporte așa cu Iosif? Cum au putut ei să-i zică așa lui Moise? Cum au putut să-i facă asta lui Daniel? Dar dacă suntem onești, dacă suntem sinceri, de cele mai multe ori și te uiți în viața ta, o să vezi că multe atitudini și multe reacții pe care le ai sunt la fel ca și acestor oameni pe care vi le-am dat ca exemplu. I-am dat ca exemplu. De multe ori. E ușor să-i acuz din exterior, dar realitatea este că fiecare dintre noi ne confruntăm cu această provocare. Ucenicii s-au confruntat cu această provocare și ei vin și îl întreabă pe Iisus, Doamne, cine e cel mai mare în împărăția ta? Vrem să știm care e cel mai tare. Dar, și dacă ne uităm un pic la contextul în care ucenicii pun Domnului Iisus Hristos întrebarea asta, înțelegem cât de profundă este această problemă. Pentru că
dacă ne uităm la context, o să vedeți că în Matei 17, la finalul capitolului 17, știți ce face Domnul Iisus cu ucenicii? Știți ce face ucenicii? Îi adună Hristos pe ucenici și zice, fieți atenți, trebuie să vă dau o veste. O veste grea. Zice, iată că a sosit ceasul în care trebuie să fiu dat în mâinile oamenilor și voi fi răstignit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii s-au întristat tare mult. Dar acum, dacă ne uităm la capitolul 18, stai să spui întrebări, de ce s-or fi întristat ucenicii? S-or întristat pentru că chiar erau triști pentru Domnul Iisus Hristos și ce avea să-i se întâmple? Sau erau întristați, bă, dar dacă pleacă șeful, pe cine lasă în urmă? Încă nu-i clară treaba. Și s-au întristat, că nu știau care... Mai ales în contextul în care Petru începea să se diferențieze dintre ei. Că Petru, gândiți-vă, el era cel care umblase pe mare, umblase pe apă cu Iisus. Petru a fost cel pe care Hristos îl cheamă pe munte, când are loc schimbarea la față. Petru era cel, și capitolul 17, ultimile versete din capitolul 17, se termină cu acest episod unde Domnul Iisus îi zice lui Petru, du-te pescuiește, aruncă undița, prinde peștele, deschide gura peștelor, ia banul și plătește dările la templu pentru mine și tine. Hristos îi plătește dările la templu, da? Începea deja Petru să se remarce, să se evidențieze dintre cei 12. Pe de altă parte, avem pe Iacov și pe Ioan, care ăștia îi lucrează pe ceilalți pe la spate, nu? Se duc cu mama lui, care era o femeie din echipa Domnului Iisus de misiune, ea slujea acolo, ajuta misiunea cât putea, se duce și îi spune lui Iisus, Doamne, Tu ești Domnul, dar doi, trei după Tine, n-ar putea fi Iacov și Ioan. Unul la stânga, unul la dreapta, ar da bine, ar da fain de tot. Și când aud ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu, care atitudine au? Zice, s-au mâniat. Da? Deci erau niște tensiuni acolo între ucenici, cu privire la cine e mai mare dintre ei, care e mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le dă o lecție extraordinară, e o lecție pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne o reamintim constant. Pentru că deseori uităm această lecție sau într-un mod intenționat nu vrem să o știm, nu vrem să o... Știți că uneori nu ne dorim să știm voia lui Dumnezeu. Când avem lucruri pe care le vrem, dar știm că nu sunt voia lui Dumnezeu, am preferat să nu știm ce vrea Domnul, nu? De multe ori, mai ales, de exemplu, tinerii, nu? Să se îndrăgostesc de o fată sau de un băiat acum, da? Și... ei vor să se căsătorească cu persoana respectivă, dar ei știu că nu-i potrivit sau potrivită pentru el sau ea, nu? Și atunci nu vrei să știi voia Domnului, că ți-e frică că o să zică nu-i potrivită pentru tine, nu-i potrivit pentru tine și ai fi dezamăgit că te-ai îndrăgostit, nu? Uneori nu vrem să știm voia Domnului, numai când ne convine, am vrea să știm. Și spune Domnul Iisus Hristos, în felul următor, când ucenicii vin și îl întreabă, îi pun această întrebare, zice în versetul 2, mai departe, din capitolul 18, zice, Iisus a chemat la el un copilaș. Fiți atenți, un copilaș. L-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, fiți atenți, zice, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci dacă nu te întorci la Dumnezeu și nu te faci ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu... mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se târne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Ceea ce
le vorbește și ceea ce le spune Iisus ucenicilor este următorul lucru. Umilința sau smerenia este virtutea măreției în împărăția lui Dumnezeu. Și cred că e un răspuns pe care ucenicii nu vreau să-l primească. Dar Iisus le spune, umilința sau smerenia este virtutea măreției în împărăția lui Dumnezeu. Vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu? Trebuie să fii cel mai umil, trebuie să fii cel mai smerit. Și asta e contrar cu ceea ce firea noastră își dorește, cu ceea ce eul nostru își dorește, nu? De-aia e o virtute greu de dobândit, greu de asumat. Însă Domnul Iisus Hristos le vorbește în pasajul acesta despre smerenia în relația cu Dumnezeu, la care ne vom uita în dimineața aceasta, și pe urmă merge mai departe și vorbește despre smerenia în relația cu cei din jurul nostru. Dar când vine vorba despre smerenia în relația cu Dumnezeu, zice așa, Domnul Iisus le zice, trebuie să te întorci la Dumnezeu și să devii ca și un copil când te întorci la Dumnezeu. Acum, trebuie să înțelegem ce reprezenta un copil în cultura iudaică. În cultura iudaică a primului secol, copiii erau marginalizați, copiii erau destul de văzuți așa neimportanți, ei nu aveau drepturi. Părinții lor decideau cam toate lucrurile cu privire la viața copilului, până și cu cine să se căsătorească. Încă de când era copilul mic, părinții se întâlneau și negociau și mergeau și ziceau, uite, eu îți dau băiatul meu, tu îmi dai fata mea, eu îți dau atâta, tu îmi dai atâta, asta e zestră, fiecare. No, batem palma, gata. Și copilul creștea deja cu viața lui planificată de către părinți. El nu avea drepturi, el nu avea cuvânt de spus, el nu putea să zică, tati, dar chiar pe asta mi-ai ales-o. Tati, dar chiar pe ăsta mi l-ai ales. Nu exista așa ceva. Copilul nu avea drepturi, copilul era ca și un rob. Și Domnul Iisus Hristos practic le zice ucenicilor, zice, fiți atenți, dacă vrei să vii la Dumnezeu, trebuie să ai această atitudine a unui rob, care n-are nicio pretenție, care n-are niciun drept. Singurul lucru pe care trebuie tu să poți să-l spui, da, tată, facă-se voia ta. Și poate că nu sună foarte entuziasmant pentru noi. Poate că nu sună, dar Hristos mai spune un lucru foarte important și zice, dacă nu veți face lucrul acesta, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu în felul acesta, dacă nu veți deveni într-un astfel de mod, da? Atât de smeriți, ca un copil, zice, cu nici un chip nu veți, ce? Intra în împărăția cerului. Adică lucrul ăsta nu e o opțiune, cumva, bă, dacă ar fi bine să... Și zice, dacă nu vă veți smeri, dacă nu veți dobândi această virtute a umilinței, a smereniei, cu nici un chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Este singura cale, dragii mei. Este singura cale. Dacă vii la Dumnezeu, cu alte cuvinte, trebuie să accepți voia Lui. N-ai niciun drept, nu poți tu să negociezi cu Dumnezeu voia Lui. Nu poți să-ți permiți să zici, a, lucrurile astea le iau pentru mine, lucrurile astea nu le iau pentru mine. Lucrurile astea îmi convin, celelalte lucruri nu-mi convin. Nu există așa ceva. Dacă vii la Dumnezeu, trebuie să ai această atitudine de smerenie, de umiliță, în care spui, Doamne, n-am niciun drept, Tu ai toate drepturile, facă-se voia Ta. Și asta e greu de făcut. Dar ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Ne uităm la exemplu pe care El ni l-a lăsat. Și Domnul Iisus Hristos complică mult viața noastră dacă vrem să-i urmăm exemplu. Pentru că te uiți la Iisus, gândiți-vă numai la ultima parte, da? După ce este arestat. Mi se pare atât de fascinant. Este arestat Iisus Hristos și este dus la Ana și Caiafa și pe urmă la Pilat și spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo ce-au făcut marii preoți, farisei și cărturarii, ce-au făcut? Au adus tot felul de oameni care să aducă mărturii mincinoase, nu? Aduceau mărturii mincinoase cu privire la Iisus. Că au zis, că au făcut, că nu știu ce, se mai... Și ce făcea Iisus Hristos? Care era atitudinea Lui? E fascinant, zice, Iisus tăcea. Iisus n-a spus nimic.
Ba chiar lucrul ăsta îl intrigă pe Pilat și îl zice, Scriptura zice, Pilat s-a mirat că îl întreabă pe Iisus, nu zici nimic? Pentru că știa că din pismă, din ură l-au adus fariseii pe Hristos la Pilat. Și se miră și zice, bă, dar nu spui nimic în apărarea ta, vezi ce zic ăștia, vezi lucrurile cu ce te acuză. Și Iisus tăcea. Iisus tăcea, nu spunea nimic. De ce nu spunea nimic Iisus? Pentru că imaginea lui nu era importantă. Pentru că el pe Iisus nu-l interesa ce spun oamenii despre el. Iisus știa un lucru, voia Tatălui este să merg la cruce. Am fost în Ghețiman, m-am rugat și Tatăl mi-a spus, trebuie să merg la cruce. Asta e voia Tatălui. Așa că nu mai contează ce spun oamenii, ce dovezi aduc împotriva mea, e irelevant, n-are rost să mă iau eu la harță cu ei, contează cel mai mult pentru mine să stau în voia Tatălui. Asta înseamnă adevărata smerenie, dragii mei. Care este reacția ta când ești vorbit de rău? Care este reacția ta atunci când oamenii spun lucruri neadevărate cu privire la tine? Îți sare repede muștarul, imediat zici, bă, mă duc și spun, îl iau de gât, domnule, nu se poate așa ceva. Cum poate să zică el așa ceva despre... Dar cine crede el că are dreptul ăsta să vorbească așa de mine? Bă, nici n-am fost acolo prezent, uai de capul meu. Care e atitudinea ta? Sau dacă ești în voia Tatălui, spui, Doamne, eu vreau să stau, atât mă interesează, să stau în voia ta. În rest, ce faci când oamenii nu sunt de acord cu tine? Te critică, deși tu știi că stai în ascultare de Domnul. Te lași condus de drive-ul ăsta al firii și vrei să-ți faci dreptate? Sau ai atitudinea lui Iisus Hristos? Iisus tăcea. Deși putea să se apere, nu o face. Nu o face. Îmi place așa de mult de George Whitefield, a fost un titan al credinței, o trăit în același timp cu John Wesley și între George Whitefield și John Wesley, care știți, a fost un alt mare om al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a dus o mare trezire spirituală și reformă în Europa, între cei doi erau anumite diferențe de opinie cu privire la anumite aspecte teologice. Și George Whitefield a fost întotdeauna foarte atent ca aceste diferențe să nu creeze niciodată probleme în care în vreun fel să afecteze propovăduirea și răspândirea Evangheliei lui Iisus Hristos. Întotdeauna era foarte atent. Și la un moment dat, o persoană care era conștient de diferențele acestea dintre cei doi, vine la George Whitefield și îl întreabă, zice, da, auzi, domnule Whitefield, v-ați gândit vreodată că dacă îl veți vedea pe John Wesley în cer, în raiul lui Dumnezeu? Și George Whitefield îi dă un răspuns extraordinar și zice, mai zice, mă tem că nu îl voi vedea. Și ăștia deja cărcota și cred că își frecau mâinile așa, eu zis-o acum, dă-i. Dar el continuă și zice, mă tem că nu-l voi vedea pentru că, zice, el va fi atât de aproape de tronul lui Dumnezeu, iar noi vom fi atât de departe, încât probabil că va fi destul de greu să-l zărim. Va fi destul de greu să-l vedem. Asta înseamnă să fii un om smerit. La fel ca și Iisus. Ba mai mult decât atât, dacă ne întoarcem la Iisus, când se află în Ghețiman, se mai întâmplă un lucru fascinant. Doar simplu moment, acea seară din viața Domnului Iisus Hristos ne vorbește atât de profund, atât de mult despre viață. Gândiți-vă, Iisus se află în Ghețiman. Vine Iuda cu soldații, cu slujitorii, cu aprozii, ca să-L prindă pe Iisus Hristos. Și în timp ce vor să-L prindă, ce se întâmplă? Petru scoate sabia și taie urechea unui slujitor. Și Domnul Iisus Hristos îl oprește, îl mustră pe Petru, îi vinde cu urechea și pe urmă îi spune lui Petru un lucru incredibil. Știți ce îi spune? Știți ce îi spune Iisus lui Petru? Zice, Petru, tu nu știi că dacă i-aș cere Tatălui,
Fiți atenți, zice, dacă i-aș cere tatălui, dacă aș vrea și i-aș cere tatălui, tatăl mi-ar trimite 12 legiuni de îngeri. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Știți cât avea o legiune? O legiune avea undeva între 5.000 și 6.000 de soldați. 12 legiuni de îngeri înseamnă minim 60.000 de îngeri. Și Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petru, tu nu înțelegi că dacă i-aș cere tatălui, mi-ar trimite 60.000 de îngeri care i-ar spulbera pe oamenii ăștia. Dar pune-ți sabia în teacă. Puneți sabia în teacă, pentru că eu trebuie să merg la cruce. E un lucru extraordinar, un lucru extraordinar. Când poți să-ți rezolvi problema, când ai puterea, când ai resursele și totuși nu o faci, pentru că vrei să stai în voia Tatălui. Ce faci când ai resursele, când ai puterea să te aperi, când poți să-ți aperi imaginea, când poți să-ți aperi persoana, ce faci? Care e atitudinea ta? Ai atitudinea lui Hristos? Sau, păi, hai că rezolvăm, pac, facem. Înțelegeți că adevărata umilință o vedem în Iisus Hristos. El efectiv, avea puterea să se apere și totuși nu o face de dragul Tatălui. De dragul Tatălui. Și dacă ar fi făcut lucrul ăsta, gândiți-vă, dragilor, că experiența asta l-ar fi propulsat în culmea gloriei pământești. Oamenii s-ar fi temut de el. Păi ce persoană în lumea asta poate să zică la 60.000 de îngeri, hai, faceți, omorâți-i, distrugeți-i pe ăștia. Toată lumea l-ar fi urmat. Dacă nu din dragoste de frică, că s-ar fi temut de o astfel de persoană care are la îndemână 60.000 de îngeri, nu de oameni, de îngeri. Și toată lumea ar fi zis, Iisuse, merem după tine, hai că-i căsăpim pe romani. Orice armată din lumea asta cu 60.000 de îngeri, n-ai cum să pierzi. Și ar fi fost cel mai tare și Hristos, deși ar fi putut să facă lucrul ăsta, renunță și zice, nu vreau să fac asta. Deși pot, nu vreau să fac, pentru că vreau să stau în voia Tatălui. Pentru mine cel mai important lucru e nu să demonstrez oamenilor ce pot face, ce puteri am, ce capacități am, ce resurse am, ci vreau să stau în ascultare de Tatăl. Care e dorința ta? Care e atitudinea ta în fiecare zi? Ai în tine dorința asta? Doamne, eu vreau să fiu pe placul tău. Eu vreau să trăiesc în viața, în voia ta. Pentru că înțelegeți că umilința sau smerenia nu este o lipsă de conștientizare a capacităților tale, a resurselor tale. Nu înseamnă să crezi, domnule, eu sunt cam bleg așa de felul meu, eu sunt cam prostuț așa de felul meu, eu săracul de mine nu pot. Nu, dimpotrivă. Smerenia nu înseamnă o frică aia de a-ți spune propria opinie, știi, uai, dar nu știu ce să zic acum, nu știu ce argumente. Nu, dimpotrivă, Iisus Hristos știa foarte bine cine îi, Iisus Hristos știa foarte bine ce poate să facă, Iisus Hristos știa foarte bine ce resurse are la îndemână și în ciuda acestei conștientizări, El alege să zică, nu contează, tot ceea ce sunt, tot ceea ce am, sunt datorită Tatălui și toate lucrurile astea le pun la picioarele Lui și spun, Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. Asta înseamnă adevărata smerenie. Asta înseamnă adevărata smerenie. Să știi cine ești, să știi ce poți face, să știi ce resurse ai și să alegi să împlinești voia Tatălui. Să le pui toate la picioarele Lui și să zici, Tată, facă-se voia Ta. Samuel Morse a fost cel care a inventat telegraful. Și a fost un om extraordinar. Cineva îi pune o întrebare, zice, domnule Morse, ați avut momente în viață când n-ați știut ce să faceți, când era cam neclar, zice, nenumărate momente de astea am avut în viață, când drumul nu mi-era foarte clar, că nu știam încotro ce, dar zice, de fiecare dată în momentele acelea m-am plecat genunchiul și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și să-mi dea lumină.
Samuel Morse a câștigat foarte multe distincții, foarte multe premii din cauza acestei invenții extraordinare. Dar întotdeauna atitudinea lui a fost a unui om care zice, domnule, nu merit lucrul ăsta. Și spunea el în felul următor, zicea, am inventat această aplicație valoroasă a electricității, nu pentru că, fiți atenți, zice, nu pentru că am fost superior altor oameni, ci pentru că Dumnezeu, zice, care a vrut ca omenirea să aibă parte de această invenție, a trebuit să o descopere cuiva și m-a ales pe mine. Adică tot ceea ce am realizat, tot ceea ce am făcut, nu-i pentru că eu am fost Chetus Maximus, number one, cel mai inteligent, cel mai tare, ci pentru că Dumnezeu mi-a dat inteligența și mi-a descoperit acest lucru extraordinar de care omenirea poate să beneficieze. Asta înseamnă să te smerești, să știi cine ești, să știi ce poți face, dar să realizezi că tot ceea ce ești și tot ceea ce poți face și tot ceea ce ai primit vin de la Tatăl tău din ceruri. Și să poți să-i le pui la picioarele lui și să zici, Doamne, facă-se voia ta. Înțelegeți lucrul acesta? Însă atitudinea aceasta, virtutea aceasta costă. Costă, l-a costat pe Iisus scump. Cu atât mai mult ne va costa și pe noi. Costă. Și vreau doar să vă spun un singur lucru și cu asta vreau să închei. Un aspect foarte important al când vorbim despre smerenie, smerenia se manifestă foarte mult prin perseverența noastră în ascultarea voii lui Dumnezeu. Omul smerit rămâne constant în ascultare de Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, de multe ori noi ca oameni avem tendința asta, uneori ascultăm de Dumnezeu și pe urmă ni se pare că dacă am ascultat odată de Dumnezeu, mă, ne mai permitem să mai facem una alta pe lângă. Dar un om care e smerit rămâne constant și perseverent în ascultare de voia lui Dumnezeu, indiferent de sezonul prin care trece. Fiți atenți, indiferent de... Fie că treci prin valea umbrei morții, fie că treci prin culmile gloriei, tu rămâi constant și perseverent în ascultare de voia Tatălui. Fie că treci prin valea umbrei morții, ca și Iov, uitați-vă la Iov, în valea umbrei morții, acolo unde își pierduse tot, orice moment din viața lui, Iov, zice Scriptura, zice, s-a închinat lui Dumnezeu. Eu zic, Doamne, tot ce-mi dai în viața mea, bune, rele, numele Tău să fie binecuvântat. Îi zice nevastă să zice, blastă-mă-L pe Dumnezeu și mori, păi asta nu-i viață. Și Iov zice, ai vorbit ca o nebună. Știu că durerea ta, ți-ai pierdut copiii, ți-ai pierdut toată siguranța financiară, tot ce ai avut. Știu că durerea asta te-a făcut să vorbești așa. Dar nu voi face lucrul ăsta, ci voi rămâne credincios lui Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă în viața mea. Asta e adevărata smerenie. Să zici, Doamne, voia Ta, nu voia mea. Așa cum am cântat astăzi. Voia Ta, Doamne, nu voia mea. Sau când ești pe culmile gloriei. Știți că atunci când îți merge greu, uneori e mai ușor să fii dependent de Dumnezeu, că nu mai ai de multe ori altă soluție. Zici, Doamne, oricum nu mai am ce să fac, numai la Tine pot să vin. Numai Tu mă poți ajuta. Dar când îți merge bine, e mai greu. Pentru că când îți merge bine, tendința e să fii independent. Să zici, Doamne, mă descurc, mamă, ce inteligentă, uite ce am reușit să mă descurc, să fac, să mă dezvolt, să... mamă, ce business am dezvoltat. Cred că sunt foarte capabil așa de felul meu. Și încetul cu încetul e foarte ușor să crezi că nu mai ai nevoie de Dumnezeu, că te descurci. Că tu ești acolo în spatele hățurilor, în spatele cârmei. E foarte ușor să cazi. Omul smerit rămâne credincios lui Dumnezeu, indiferent. Uitați-vă, de exemplu, la Moise și Daniel. Moise a fost un om extraordinar lui Dumnezeu, dar în culmea gloriei, în culmea succesului, după ce Dumnezeu îl apără și în fața lui Mariei și lui Aron, v-am dat mai devreme exemplu, în fața atâtor încercări, Dumnezeu luptă, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu se coboară peste el, Dumnezeu vorbește cu el ca și un om cu un prietenul lui, și așa mai departe. După toate experiențele acestea, Moise, în culmea gloriei, ajunge să cadă pradă mândriei. La un moment dat,
vine Moise înaintea poporului și zice, Dumnezeu îi spune, zice, lovește stânca cu toiagul. Și ce face Moise? Moise nu mai ascultă de Domnul și merge și zice, bă, vom putea noi scoate apă din stânca asta? Vom putea noi scoate apă din stânca asta? O, ce popor nasol sunteți! Ia, uite aici, niște apă să beți. Și plătește scump mândria lui, o plătește enorm de scump. Pe de altă parte, te uiți la Daniel. Daniel rămâne omul credincios și smerit. El e conștient întotdeauna că locul în care a ajuns nu din pricina inteligenței lui, ci din pricina harului lui Dumnezeu, că Dumnezeu a vrut să-l pună acolo. Și rămâne credincios și smerit. Chiar și atunci când împăratul dă acel decret, domnule, să nu vă mai rugați altui Dumnezeu, Daniel știe, eu, viața mea și tot ceea ce fac și tot ceea ce sunt datorită lui, așa că nu o să renunț pentru nimic la Dumnezeu. Chiar dacă s-ar putea să mă coste viața, pentru că Daniel e conștient că își pune viața în pericol. Și Daniel ajunge în groapa cu lei și vreau să înțelegeți, dragii mei, că Daniel n-a știut că Dumnezeu îl va scoate din groapa cu lei. Dumnezeu nu i-a zis, stai liniștit, Daniel, o să te trimit ăștia în groapa cu lei și eu o să te scot. Nu! Dar Daniel și-a asumat lucrul ăsta și a zis, Doamne, dacă Tu vrei să ajung în groapa cu lei și așa să fie sfârșitul meu, să sfârșesc mâncat de lei și Tu să te proslăvești prin moartea mea mâncat de lei, facă-se voia Ta, Tată! Dar în fiecare moment din viața mea, eu vreau să-ți stau în ascultare de Tine. Eu vreau să te pun pe Tine pe primul loc în viața mea. Chiar dacă implică să fiu dat afară de la locul de muncă, chiar dacă asta înseamnă să nu mai fiu prim-ministru, chiar dacă ar însemna să-mi pierd propria viață, nu contează, Tată, eu vreau să stau în voia Ta. Asta a fost deviza lui Daniel. Un om care a știut să se smerească și să se umilească înaintea lui Dumnezeu și de-aia Dumnezeu l-a ridicat atât de mult. O știu Dumnezeu pe cine ridică. Daniel a rămas credincios lui Dumnezeu. Renunțarea, dragii mei, este o... Atunci când eu renunț la voia lui Dumnezeu, atunci când zic, Doamne, nu-i ok, nu-i corect chestia asta, dar de ce numai mie îmi dai? Dar de ce mie așa de greu? Dar de ce altora parcă le merge bine? Și când renunț să stai în voia lui Dumnezeu, este o rebeliune interioară cu privire la voia Lui. Renunțarea este o rebeliune interioară cu privire la voia Lui. Putea și Iisus Hristos să zică, Doamne, dar nu-i ok, nu-i ok, urmează durere, urmează suferință. Doamne, Tu vrei binele oamenilor. Dar Hristos, zice, Doamne, mi-aș dori să treacă paharul ăsta, să nu-l beau. Mi-aș dori, asta e ființa mea, asta strigă. Dar, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Dacă trebuie să-l beau, îl beau. Dacă trebuie să-l beau, îl beau. Și cea mai bună definiție a smereniei o avem în Filipeni, capitolul 2. Zice, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că era Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Totuși n-a crezut că e ok să nu accepți voia lui Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Să avem și noi în gândul acesta care era în Iisus Hristos. Să avem și noi această atitudine în relația noastră cu Dumnezeu. Doamne, tot ceea ce sunt, tot ceea ce am, le-am de la Tine, din pricina Ta și vreau să ți le dau Ție. Și vreau un singur lucru să spun. Voia Ta, nu voia mea. Asta e atitudinea pe care un om al lui Dumnezeu ar trebui să o aibă. Și Biblia și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, dacă nu aveți atitudinea asta, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.